Ok, salutare lume, sunt Tobi și bine v-am regăsit în al șaselea episod din... O, ce șmecher arată scara? E torță. În al șaselea episod din Minecraft. Let's play... Oh, ce m-am speriat, tu era sa măsi. Oh, tu e Cristi, ce îmi faci tu mie? Dați-mi numai ce scary arată, bă, băi, doamne. Ok, și ce vom face în episodul de azi? Vreau să facem un brad, oameni, un brad. Dar mai întâi... Nu știu dacă mai am o mâncare. Simt, n-am nimic. Ia, la monștri. Sau ce o scăteam. Ok, aici. Domnule Reule, am 13 diamante. Dacă aș face eu un pic, dar fac de lemn. Lemn. Mă duc să văd ce îmi dă dacă fac la level 30. Fac de lemn ca să știu ce îmi dă, să nu fac unul de diamond și să-mi pice ceva nașpa. Stai. Iuha, nu. A, nu, nu mă interesează. Ok. Băi, oameni. Uai, vezi că vă place textura. Nu știu cum, emergența în Breaking 3, oare se merită în Breaking 3? Poate să-mi plice numai în Breaking 3 și nu o să merită. Uai, hai să... Nu, ce-am pe ăsta? Furcium 1. Nu știu, poate am pe ăsta, furcium. Hai să lăsăm itemele și să mergem să luăm... Copaci, să facem brad. Brad de Crăciun. Care o să-l tai după un timp, cred, poate. Dacă nu, îl lăs acolo. Light cry, dire wall-ul. Aici e lemn. Pot să pun asta aici. Aici altele. Aș putea să pun gălețile. Și astea. Nisip, iar eu, nu. Un pământ. Cavan dot. Ok, și aici. Minereul, nisip. Hai să punem aici. Lana. Stone-ul asta pot să-l pun aici. Am nevoie de un, doi. Aici am ceva minereu, ai, prețios, care să-l iau cu gold-ul, pot să-l pun la prăjit. Iron-ul la prăjit. Ia uite ta. Iron, gold, iron. Și niște căuri aici și asta cu siltaci. Cum să fac? Dacă iau niște lemn, pun cu lemn la prăjit. Să mai așa, ca să fac aici. Așa. Așa. Așa, sper să ajungă tot lemnul ăsta. Și hai să mergem să luăm lemn. Din partea aia parcă erau copaci din aia. Ce șmecher arată copaci ăștia albi? Ok. Vă trebuie să mă uiți să cât filmez și să văd cât filmez. Adică mi-am luat 2 iron. Trebuie să mă uiți să văd și cât filmez ca să nu mă lungesc cu episodul. Oricum nu mă interesează cât filmez azi. Azi facem totul pentru voi. Vine Crăciun, oameni buni, și băi, eu sper să nu fiu uitat să pun muzică de Crăciun pe fundal. Adică sper să nu uit. Trebuie să caut niște mixtape, cum zici. Videoclipuri din alea lungi, le iau melodia de pe fundal și pun. Și sper să nu fie copyright. Nu o să știe, văd eu ce fac. Tân. Știi ceva? Hai că eu revin după ce aduc... Ok, lumea, am reușit să iau și puieții, frunze, o să n-am nevoie. Frunze și câteva bucăți de lemn. Oricum nu fac dita mai bradul, fac un brăduț așa frumos, mic de el. Că da, nu vreau să mă lungesc cu un brad mare care o să mă plictisez după aia și o să trebuiască să-l tai. Facem unul mic, știm că e acolo, încrederea noastră, acolo. Acum am să am destulă lână colorată, să fac culori. Și uite, aș putea să iau și de aici culori. Și eu cred că o să mor imediat, pentru că, da, eu snab. Nu uit cât o viață mai am. Ok, uite, flori mai multe. Flori galbene.
Ar trebui și din aia roșii, dar nu stau să caut acum și tot felul de culori. Spune și astea galbene. Pentru globuri, să fie ca niște globuri, nu ca globurile, ca cacofonie. Uite și culori de roșii, atât. Ce frumoase. Era mai șmecher dacă aveam și noi pajiște din aia de flori pe aici. Și da, nene, acum se aplaudează și clipul de Samp. Clipul de Samp. Oricum voi vedeți acest episod sâmbătă și v-am zis în clipul de Samp cum o să filmez. Și da, bă, nu uita să apăsați butonul de like, mă, că am uitat să zic la început. Hop, 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 hop. Ia ce frumos. Toate culorile aici. Mi ajung. Cred că o să-mi ajungă toate culorile astea. Adică nu știu ce mi-ar ajunge, nu? Uite, n-am shears-ul la mine, deci... Da? Altfel îmi dădeam cu shears-ul în ele. Uite câte flori am. Uite tu, ui. Uai, uai, uai. La frascai. Aici, mâncare. Și n-am mâncare. Potato. Să pun asta înapoi, de aici încerc să fac așa. Îmi trebuie să se încerc să fac și o fermă asta mai mare. Cred că o să mă mut subteran cu ea. Pentru că mie îmi place subteran cu fermele. Cum arată morcovii, eu și de la duș. Nici că știa ca de ele. Fac de ele de Crăciun. Mănânci cu ele. Nu mănânci, nu cu ce candele. Nu ce frumos, pachiculele, tot sare din ele, atât. Hai să mergem acasă. Pată! Jingle bells, jingle bells. Deci nu, cred că nu știu ce melodie o să spun pe fundal. Dar unde să faci în brad? Uite, aș putea să-l fac acolo sus. Sau aș putea să-l fac pe aici, pe lângă casă. Hai mai întâi să ne culcăm. Dar uite scările, ce mai greu. Arată parcă așa 3D dacă observați. Și pe el n-ați văzut acolo. Jingle bells, jingle bells, jingle. Uitați. Știți că poți să stai așa pe scări și uite. Și aici poți. O pressure plate, o ușă arată mai bine. Tot arată mai bine. Hai să-l facem acolo sus. Vârf în vârf de tot. Și uite apa, zici că e gheață oarecum. Parțial. Cred că copacul ăsta o să-l tai eu de aici. Mă cam deranjează, văd eu. Ok, hai să urcăm. Dacă vom putea urca pe munte. Și zici că are și zăpadă, dar ai dirt-ul. E ce frumos se vede zona. Când te gândești că aș... De fapt nu așa am găsit-o. Cum am găsit-o eu? Copaci, parcă... Uite, să facem aici pradă. Hai, de orice noș. 2, 3. Cam atât ar trebui să vină, nu? Că nu, am zis că îl fac de... Nu-l fac mare. 3, 4, 5, 6. Sper să mergem și frunzele. Uite, așa. Uite așa, deși ar trebui să-l fac eu mai măricel în grosime, dar sunt mulțumit și cu el așa cum e. Pechi totuși e brăduțul meu, măi, cine știe ce. Și bă, știu că mulți v-ați abonat pentru seria de SG, nu vă faceți griji, nu vă faceți griji, oameni buni, o să apară seria din nou. Da, o să aveți seria de SG înapoi, deci... Nu mă mai întrebați de serie. Nu știu, mulți v-ați dezabonat pentru că eu n-am mai postat SG. Și mie chiar greu să scot episod de SG, că altfel... Uite, fix acum filmam SG, dacă știam eu PvP-ul bun. Am vrut să mă învăț. Jocăm aproape în fiecare zi SG. Să mă învăț cu el. Să mă învăț cu el, să mă învăț să joc SG. Pentru că... Da, fac pentru voi toate astea.
Ce brăduțul ăsta fac pentru voi, nu-l fac pentru mine. De fapt, îl fac și pentru mine acolo, leacând. Mai mult îl fac pentru voi. Ce frumos arată. Păi la el mâncă la toate din prad. Ia-i pot să tai. Ok, aici, așa. Cred că fac mai mulți. Da. Că văd că mi-a rămas destul de mult lemn. Hop. Și cam așa trebuie să arate. Nu. Nu știu, eu o las așa că arată binișor. Da. Nu mă pricep eu la construit, v-am zis. Să mai pun cât e un bloc aici și aici. Așa, și de Crăciunul ăsta mi-au un microfon, oameni buni. Tocmai de Crăciun. Eu așa mi-am pus eu un plan să-mi iau. Și aș mai putea eu să pun aici așa. Așa, și nu zic că am tăiat din frunza care nu trebuie. Bad. Așa, arată bine unul. Hai să mai fac încă... Nu, lăs așa. Nu știu ce să zic, adică, na, brăduț, mitel, lăs așa, că eu oricum nu... V-am zis că o să-l decupez de aici. Nu o să stea tot Crăciunul aici. De fapt, o să stea tot Crăciunul, dar imediat cum se termină Crăciunul, îl iau de acolo. Pentru că de... Și cred că vă întrebați cum de eu filmez, de el, cum filmez fiecare zi. Păi am terminat tezele, nu mai am nicio teză, de fapt teză nu, am dat câteva teze, nu mai sunt a 8-a să dau mai multe. Dau la română, ai, sunt complic chestia, ai, terminat toate tezele la mate, română, engleză, spaniolă. Nu fac spaniolă, dar zicem așa. Asta așa, nu mai am un, nu mai am, deci pot să, la toate s-au terminat. Dă să mai fac câteva bucăți. Da, așa... Ia cât e la sub... 40% e clipul. Deci, imediat apare episod nou. Hai să văd cum se făcea parca. Așa... Da. Să fac câteva globuri roșii, două roșii... Două galbene și mai căutăm... A, nu. Stai că eu... Cum? Stai, cum n-avea acum, că la câte am descoperit eu? Mi s-o băguit sau... Nu știu cum, cred că... Ia statistici... Achievement-uri. Când de-abia acum am descoperit Iron Man. După aia... Diamond. Cred că o să arunc un diamond pe jos și o să fac și eu, da? Ia, deci... Taci! Uiți! Ioi, cum arată? Zici că-s țigani. Mori că nu zici că-s țigani. World. Trebuie să pun... Termin... Asta aici... Asta aici... Asta aici... Așa globurile astea... A, nu, uite, mai am. Nu pot să fac globuri. Doar pe azi. Ce nu mai trebuie să fac? Cam atâta. Trebuie să nu mai vin să aici să mulțesc animalele astea, că e jale cu ele. Uite, și aici aveam flori. Dați mic produs, acolo nu strică. Deși mi-e tuturor el. E mic el, dar e meu. Și ce dacă se ne-am plăcut? No homo, no game. De ce-și mai greu arată și viața acolo pe din cu arată? Te-ată așa în două jumătăți egale. Bă, mă frec atâta pe muntele ăsta, să ură să-l cobor. Trebuia să-mi pregătesc materialele de la început. Și da. Brad de Crăciun. Și episodul 2 vă face o fermă. Am idei, fermă subterană acolo. Și cred că o să... Da, cam atâta. Ăsta e episodul 5 sau 6? 6 parcă. 6 ar trebui să fie. Așa. Trebuie să iau asta de aici. Spun din diferite culori. Chiar să fac și lână albastră.
Ce nu mă duc ca. Așa, perfect. Ok, și acum în vâr. Steaua. Steaua sunt răsari, glumeam. Opa. Acum, trebuie să cobor în jos. Să-mi iau glowstone. Dacă nu, mă duc în nether și iau de acolo. Și nici nu m-am mâncare. Mâncați așa ghițetă. Carrot. Potato. A, morcovi. Iată, nu mai știu engleză. Mi s-a dus engleză. Engleza mea de baltă s-a dus. Ia s-o terminat asta. O terminam, bun, bravo. Iotec, Tyron. Ok, minereuri. Să pun tot iron-ul ăsta aici. Gold-ul ăsta aici. Și asta mi se fac pe ăștia. Hai să văd dacă am... Nu, nu aici, aici. Ar trebui să am glowstone undeva. Dacă nu mă duc în nether. Yo-yo, e problemă. Yo-yo-yo! Băieți și fete. Uite că și ăsta arată ok. Ce șmecher s-a văzut. Să zici că e nouă. Gău, zici că e nouă. G. Nouă. Ulea că e mai mic. O. OMG, băieți. Băieți și fete, vedeți asta. Textură de ștocăreală. Și niște glowstone de pe aici, dar nu mi-aduc aminte, data trecută de unde luasem. Tot de aici. Cred că tot de aici luasem. Dacă e așa puțin, dar cu ce luasem? Bă, și n-am mai intrat pe cămătarii de el. Nu, el chiar n-am intrat deloc. Între câteva secunde să mă uit să văd ce am pe acolo. Pentru că da. Ok. El... Am nevoie de glowstone. Cred că m-aș jucat. Să nu... N-am shears. Ba, am shears. Foarte ce. Bă, și să-mi ziceți dacă vă place tot ceea ce fac eu. Nu. Nu ți-a rasa, da. Pun-o pe ghi. Bă, și nu văd nimic aici. Nu vă văd. Sper că voi vedeți măcar ceva, că eu nu văd nimic. Ia. Nu, era o textură care era aproape ca un shader, țineai o torță, se lumina calea, dar nu știu cum se cheamă textura aia. Dacă o să o aflu până data viitoare, o să vă zic și vouă. Op, îmi dau cu genunchiul în birou. Ok, așa. Hai să urc repede sus. Bă, și sper să nu mă lungesc cu episodul că nu. Și o să încerc pe duminică, deci pe duminică, oameni băieți, fete. O să încerc să filmez SG, să aveți episod de SG, că eu nu mă pricep la SG. Am doar două meciuri câștigate. Și alea chinuite meciurile. Unul câștigat cu ajutorul lui Don Alex, care a apărut și în primul episod din Minecraft Survival Gamse. La care se auzea mai bine ca celălalt. Ok, da, eu jucăm cu doi de Alex. Dacă strigam Alex în concord, nu știa care e Alex. Ok. Turn. Hop. Turn. Acum o să arate ca un mare ședean, ce contează. Cum arată ca o cruce. Oh. Lasă-mă așa. Hai să coborăm, iar am căzut. Cum? Ana, crezi că o să mor. Ia. Crăciun. E și un brăduleț mic acolo, da? Ce contează? E bradul nostru, nu? Care era asta? Trebuie să mă duc să culeg și ferma aia.
Așa. Hai să ne reculcăm. Cred că l-aș putea să cu de acolo, dar... Cât armură e fol și uitați cum arată skinul meu de Crăciun cu asta. Ok. Așa. Acum hai să cobor, ies din casă și gata. Uite mă, că arată ok brăduțul nostru, adică na, nici prea urât, nici prea de urât. Nici prea frumos, arată decent. Ia, scoatem noi frunzele de aici, ca se vede mai frumos fără frunze iarba asta. Adică iarba strică tot. Trec asta, super, aici așa cum mai de level 1, dacă mi-aduc eu aminte. Sharpness, sharpness și dacă îi dau la maxim. Fire aspect 2, 2, 1. Poate să-i bag un sharpness pe ea. Pe o sabie de diamond logic. Și da, o venit Crăciun oameni buni. Deci de acum vă zic un Crăciun fericit. Oricum, deși până la Crăciun o să filmez destule episoade, cum mai sunt. Suntem pe cât? Stați un pic. Stați. Suntem pe 11 Crăciunului, pe 25, mai sunt 14 zile. Nu? Da. Mai sunt 14 zile până la Crăciun. Vine Crăciunul, sunteți toți mâni, primiți cadouri, ei veselie. Și cei săraci primesc cadouri, cei care stau pe străzi. Deși, da. Nu discutăm acest subiect, nu vreau să jignim pe nimeni. Și să intrăm în casă. Stăm la masă. Stăm la masă cam așa. Și cred că o să fac și o casă mică. Dacă aș fi avut gheață, aș fi făcut un iglu. Dar n-am gheață. Nu știu cum de să fac de gheață, dar da. Aș fi făcut un iglu. Și știi ce am eu? Am o idee așa. Strălucită. Ia, stați un pic. Doi pui. Asta pot să le iau, să le arunc. Câte o am aruncat? Erau două, parcă. Stai zăpadă, nu. Și lume, deci cam atât au fost și din acest episod, eu am fost Toby și... Da. La revedere. Nu uitați ca să... Nu uitați să lăsați... Apăsați butonul de like, mă încurc. Doamne, Cristi! Mă încurc. Nu uitați să apăsați butonul de like ca să mă motivez să postez în continuare. Deci, da. Pa. Stai să mă scuzeți butonile la